la Igaș, că tot a dat acel exemplu de zicală, se aplică perfect acea vorbă înțeleaptă care spune că fiecare tinde către pragul maxim de incompetență. Eu sunt convins că domnul Igaș l-a depășit deja. Da, dar astăzi a dovedit-o, domnule profesor, pentru că n-ați fost în sală, dar vă confirm eu, prin toată atitudinea, prin luarea de cuvânt, modul care a încercat să se apere, că într-adevăr nu are ce căuta în fruntea Ministerului de Interne. Domnul Meleșcanu ne-a prezentat aici niște date pe care ei le-au pus la dispoziție astăzi, dar care sunt un pic false, pentru că datele reale pe care le-am primit de la Ministerul de Interne, pentru că, vedeți, nici protecția Ministerului de Interne a internă nu mai e ce a fost. După restructurarea asta, care a avut loc în special în mediul rural, dar și la mediul urban, a crescut de la 7 la 14 ori, au crescut infracțiunile comise cu violență majoră. Vorbim de crime, violuri, jafuri, adică cu mână în armată, adică tâlhării, cere, nu se mai tem de polițiști. Astea au crescut foarte mari. Și mă întreb, cui folosește a ascunde sub preș toate aceste date și a ne prezenta niște tipuri de-astea de raporturi în care mai nou nu se mai raportează infracțiuni minore ca să nu crească numărul delictelor. Să ne convingă că e bine această restructurare.